Ne revedem la a doua parte. Vă mulțumesc pentru toate like-urile voastre. Sper să-mi dați și la acest videoclip like și comentariu dacă vă place ce am postat. Aici o să vă arăt niște stickere cu care noi vom lucra astăzi. Eu am mai multe stickere aici, doar că o să vreau să lucrăm cu acestea noi. Ia uitați, am luat multe, multe, multe. Foarte frumoase sunt toate. În fine, acestea sunt niște stickere ceva mai noi. Le-am luat și eu să le testez. Acesta este foarte frumos. Am văzut foarte multe modele drăguțe. La Roxana le-am văzut prima dată și mi-a plăcut foarte, foarte tare. Eu am luat mai multe modele, culori. Acesta o să-l punem astăzi. Haideți să vedem ce facem cu el. Așa. Trebuie să tăiem. O să iau o foarfecă mai mare și o să tăiem aici. Drept. Ok. Îl luăm cu o pensetă și îl aplicăm pe unghiuță. Ok. Perfect. Aplicăm finish mat. Și polimerizăm 60 de secunde. Peste care o să mai facem niște detalii peste acest finish mat. Pe o paletă o să amestec puțin gel din acesta cu puțin finish ca să nu mai fiu nevoită să pun finish pe deasupra cu finish lucios. Okay, și amestecăm bine. Și haideți să punem câteva detalii. Să pun aici. Și haideți să punem și aici. Și punem și un punct aici. Ok, și polimerizăm 60 de secunde. Ia uitați. Ce rezultat frumos. Nu uitați, vă rog, să îmi dați un like și un subscribe. O să vă pun o poză cu toată mâna făcută cu acest model. Vă pup și ne revedem la următorul videoclip.